strada cu zăvodă, râul cu gâlnic alături. Problema asta deja e de mai mult timp, adică nu e doar pământ și petriș. Aici des s-arunc, dacă să luăm să săpăm, aici sunt și pampersuri, sunt și murdării, cum ați văzut și mai în vale încolo, dar, spre exemplu, să luăm așa, ok, încolo se zvâlim, dar chiar să zvâlim în mijlocul drumului, noi pe unde să mergem? Mâine pe mâine o să închid drumul ăsta plin cu gunoi. Nu e frumos lucrul ăsta, în primul rând. E ca să vă uitați, e petriș, de sub e petriș. Pământul ăsta ploaia îl spală pe tot. Avem și noi o bucată de drum cu petriș, rămânem și fără ăsta. Pe unde să mergem? Prin parci ce e? Din cât știu, vecinii au scris, au transmis poze și, dacă nu mă greșesc, au fost scris și scrisoare. Eu personal ieri am trimis poze la primărie și am întrebat, se permite aici, în mijlocul drumului, să fie aruncat gunoiul ăsta care îl vedeți? Răspuns, nu am primit, mesajele au fost citite și doar atât. Au fost cazuri. Am primit și eu și vecinii când e glod mare, adică când plouă, noi nu putem. Din partea ca să venim din partea orașului nu putem și venim pe la autogară, aici e petriș și pe pod erau parcam mașinile și pe jos mergem. Problema a fost că vecina a fost amendată odată și eu am fost amendat din cauza că mașina este parcată pe pod. Normal, după regulament, da, nu am ce spune, da. Cum se trec în partea ce? Când le spui la domnul polițiști, dar treceți dumneavoastră cu Dusterul. Da, Dusterul poate să treacă, dar nu toți poate să permit mașină 4x4 să treacă în partea ce? Și? Dar pe din ce cauză nu poate să treacă în partea ce altă? Din cauza că e glod mare, acolo e lut. Când plouă, doar cu 4x4 treci. Cu altceva, nu... Practic e imposibil să treci. Eu nu știu cine le permite, dar faptul e că în fiecare zi se aduc. Spre exemplu, vine, aruncă repede, după cât eu înțeleg, nu se permite, deoarece un om când știe că îi se permite, el încet varsă. Dar ei repede, băieții cu mașinile mari, au descărcat, nici nu închid bortul și repede pleacă. Până acum ei varsau mai încolo. Acum mai vine de la primărie câteodată și mai împinge tot pământul ăsta. Acum nu-l mai împing deloc. Dar ca să vă uitați așa, uitați cât e și distanță mare de la, să luăm așa, de la drum până la margine. Asta e piatră chiar pe pământ, gunoi aruncat pe drum. Eu, spre exemplu, s-a avut un tractor, un excavator, un greder, eu pur și simplu aș împinge-o. Macar să vii de la primărie, să vine cine răspunde de asta, macar să pui o inscripție, la, spre exemplu, dacă chiar se permite, dar să n-l pui în drum, să-l împing încolo. Noi pe unde să trecem? Mâine pe mâine o să trecem deja pe lut. N-avem unde să mergem. Când plouă, noi suntem nevoiți de-am pe lut să mergem, că aici s-a stup tot. Dacă vedeți, glod încă este, așa se face și în partea aceea. Și e imposibil de mers. Că e normal, dar mai degrabă să le zvârlie aici, ce folos că le zvârlie aici? Mai gine să le pui la un drum, că nu putem copiii la școală să le scoatem când e glod mare. Trebuie să schimbăm două perechi de încălțăminte până la școală, așa copiii ud cu cioale. Da, azi ai spus că să vii? Nu a venit nimeni. Cui i-am spus? Cine a venit? Numai noi doi. Da, ia uite, azi le-au adus, că eu am văzut că mă uitam chiar pe și mâncare și mă uitam. Și chiar azi că le-au adus aici. Ia uite, și de bun e de pus pe o turtoar de făcut. Nu?